Bun, pentru că am spart grupul. Nu e asta o problemă că merge și așa, am mers cu ea. Problema e că trebuia să merg cu baluți undeva la Goidești, adică undeva la munte, cu remorca și aproximativ 1500 de kg. Dar nu am 4x4, așa că o să abandonez mașina mea și o să luăm Duster-ul ăsta frumos, care este 1.3 benzină, 150 de cai. Și este primul test de genul cu o remorcă, adică pentru mine, că proprietarul mașinii a mai tractat cu ea și a spus că este foarte ok. Pentru mine este primul test cu remorca și așa greutate, adică undeva la 1500 de kg. Am ceva de urcat, unii dintre voi poate ați mai văzut, eu sunt foarte curios dacă, nu dacă, cum se descurcă, că de descurcat sigur se va descurca. Hai să-i dăm bătaie. Bun, și am plecat. Am resetat. Avem 200 de metri parcurs. Sunt curios, nu o să-i fac plin la plin, o să ne luăm de pe calculatorul mașinii, să vedem cât va înregistra la final cu 1500 de kg și în condiții de puțin stres, să zic. Este ceva de urcat. O să aflăm curând. Materiile tare cum merge, cum se comportă 1.3 ăsta cu 1500 de kg. Am zis că e prima dată când pun remorca. Am tot păzit că am luat mașinile în teste de la reprezentant, să zic: "Hai, nu puneți un cârlic, am de mers cu ceva în spate." Și nu s-au riscat. Așa că asta e primul meu, sunt cu a doua acum. Și merge la 1500 de ture, așa, pe un drum normal, o urcare, da, nu știu câte grade are, câteva acolo, dar decent, adică în 2x4 nu ar urca-o sigur. Chiar facem și o probie asta în 2x4, că avem o urcare aici. Sunt 1500 de kg, este o greutate și pentru benzină, dar ați văzut, în 2x4 nicio șansă dacă o las încet. Suntem la 2000 de turații, se urcă așa destul de lin. Atunci era, la început eram cu a doua și apoi dacă a început să patineze aici, a intrat SP-ul și mi-a tăiat gazul. Trebuie să schimb antena și am pus pe auto imediat. Da, îmi place, cred că ar face față și cu remorca. Acum, nu știu, cu ambreiajul cum va fi. Probabil vom afla cândva. Continuăm. Foarte tare cum trage.
și cu aeropornit. Și acolo urmează o mare ploaie și o să ne aștepte câteva mari urcări. Dar la cum se comportă nu sunt probleme. Și avem și ceva anvelope mai măricele, dar merge țiplă. Vedem și la prima urcare mai măricic așa. Avem aici vehicul Info 4x4. Câte grade? 8 grade. Suficient să tragă destul de greu pentru Duster și pentru greutatea asta. La 2000 de durație așa. Da. Foarte ok. Aici să zic că e diferența la diesel, dar insesizabil, o ții puțin mai turat. Acum niciodată nu o să meargă dieselul ca benzina, dar nici diferență mare nu este. Și vine o mare ploaie. Și acum urmează ultima bucată de asfalt. Știți, urcarea aia mai abrupt așa. Ne-am încercat să urc cu 4x2, de mantea frumos. Aici nu mai încerc cu 4x2 că n-are rost. Dar o ținem așa pe la 3000. Și aici deja s-a schimbat, da? Deci avem 11 grade și o să crească. O duce la 3000. Am dat, da, dar încă n-am ajuns la porțiunea cea mai abruptă. O, ce ploaie! Mai stai un pic să descărcăm și noi baloții. Am scăzut la 9 grade, ia să vedem. Acum, după virajul ăsta aici, începem urcarea. Căzut sub 3000, 11-10. Am făcut bucata asta, n-am făcut-o. Bun, abrupt, 12 grade, da? Se descurcă benzina, nimic de zis. Eu nu mai știu, o să mă uit în filmări să văd de la Duster dacă urcam la 3000 sau o țineam mai jos, dar cred că tot cam așa. Că se urcă destul de abrupt. Ajungem imediat, a început să fulgere. Gata, dăm baloți jos. Da, e cel fix, am terminat. A început cu topul, am descărcat baloții, m-am făcut puțin fleașcă. Alex, tu te-ai făcut fleașcă? Nu? Nu te-ai făcut fleașcă. Alex a numărat baloții. Mamă, ce crater s-a făcut aici. Ce vrei să faci aici? Da, noroc că pe urcarea asta
este asfalt. Iar dacă n-ar fi fost asfalt aici, bine, era piatră, nu cred că era o problemă, dar urca un pic mai greu. Vă imaginați aici iarna cum e, nu? Pe coborârea asta sau pe urcarea asta. Destul de interesant. Concluzia despre Duster-ul pe benzină este că oricum nu am Duster pe benzină, indiferent dacă mergea sau nu cu remorca mai bine, dar nu pot să zic că aveam mari dubii legate de treaba asta cu remorca. În schimb, cum ziceam mai devreme, nu știu cu ambreiajul cum va fi. Am observat că o un pic mai greu dacă vrei să pleci direct din rampă și cu greutate față de diesel. Dieselul pleacă mai ușor. Nu știu dacă diferă cutia, cât de lungă este antăia, dar una peste alta, benzina îmi place și tot modelul acesta o să mi-l iau și eu. Așa că sper că v-a plăcut scurtul meu clip și ați înțeles ce ați dori voi. Hai să ne auzim cu bine. Hai că am ajuns acasă și am uitat să vă prezint consumul. Terminasem clipul mai devreme. Consumul este în bord 12,6. Asta după ce nu mi-am dat seama să vă arăt și când am ajuns. Când am ajuns, adică după, stați așa, unde e butonul, am făcut total 111 km. Adică 51 pic de kilometri, jumătate din acești kilometri au fost făcuți, cel puțin în bord, cu 17%. Viteza medie 27. Adică am mers cât se poate de legal, 50-60 la oră. Aici și acolo am întors gol, 12,6 a scăzut. Nu știu ce să zic. Consumul, cred că dacă merg cu remorca cum merg cu dieselul, sare destul de mult. Dar nu cred că ar fi asta marea problemă. Diferențele sunt foarte mici la cuplu și la cum se comportă mașina. Per total, nici nu mă gândesc să nu-mi iau tot benzină. Așa că, când va veni momentul, 1.3150 de cai va fi pe câmp. Să ne auzim cu bine!